Compania Moderna a început un studiu al vaccinului anticovid pe copii cu vârste cuprinse între 6 luni și 12 ani. Studiul va termina siguranța și eficiența administrării serului la această categorie de vârstă cu un rapel de 28 de zile, la fel ca în cazul adulților. Aproape 7.000 de copii vor lua parte la această etapă a dezvoltării vaccinului atât din Statele Unite cât și din Canada. Deja vaccinul a fost autorizat pentru folosirea în siguranță în situații de urgență în America în cazul tinerilor de peste 18 ani.